Cum arată un monstru politician în viziunea tinerilor din USL? Este 2 în 1, adică jumătate de față este lui Traian Băsescu, iar cealaltă jumătate îi aparține fostului primar al Devei, Mircea Muntean. De astfel de personaje terifiante spun tinerii social-liberali că ar trebui să se ferească hunedorenii. Aseară de Halloween, monștri din politica românească și locală au fost scoși la plimbare în centrul Devei. Tinerii socialdemocrați ne arată în seara asta că, spunând printr-o glumă bună, poți să spui și un adevăr dureros. Că în seara de Halloween nu ar trebui să ne temem de strigoi, nu ar trebui să ne temem de moroi, dar trebuie să ne temem de acești monștri politici care trăiesc printre noi și care am văzut în ultimii 4 ani că ne pot afecta viața fiecăruia dintre noi într-un mod extrem de negativ. Această acțiune sub sigla Tineretului Uniunii Sociale Liberale este ca un semnal de alarmă. Și anume, noi tinerii vom fi cei care vom lupta împotriva moșilor politici și cred că sunt în asentimentul multor tineri din municipiul Deva și, de ce nu, din județ și din întreaga țară. Și ca tabloul să fie complet, din recuzita moșterilor politici nu au lipsit, bineînțeles, bostanii și costumele specifice strigoilor, spirite malefice aduse de Halloween.